La Cernăuți au avut loc o serie de evenimente consacrate Zilei Limbii Române. Comunitatea românească din nordul Bucovinei, împreună cu oaspeți din județul Suceava, alături de consulul general al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu, a depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu, creatorul limbii române moderne. Am venit o delegație de la Suceava, o delegație mai redusă din punct de vedere numeric, însă am adus toate simțămintele românilor de dincolo pentru cei de aici. Am venit împreună cu măicuța stareță a mănăstirii Voroneț, cea care este extrem de fericită pentru că se află la Cernăuți. A venit cu inima deschisă. M-a luat și pe mine, în calitate de președinte al Societății Scriitorilor Bucovineni. Deși nu mă gândeam că voi ajunge, credeam că se va trece destul de greu la graniță, iată că s-a trecut destul de bine și astăzi suntem aici, alături de dumneavoastră, la această manifestare pur și simplu impresionantă. Pentru fiecare popor, limba este ceea ce îl determină. Pentru noi, generația tânără, limba română este patria noastră, este limba maternă. Noi trebuie să o cultivăm și să o promovăm, transmițând-o din generație în generație, învățându-i pe copiii, nepoții și strănepoții noștri ceea ce înseamnă tradiție, port popular și neamul nostru românesc. Iubiți limba maternă! Eu astăzi am venit cu mare drag, cu sufletul deschis și cu atragere de inimă la această sărbătoare care e închinată limbii noastre românii. Pentru mine limba română este ca o icoană. Toată viața am altoit copiilor dragostea de limba română, de tradiții, de tot ce are neamul nostru mai scump. Și cred că ar trebui să ne ținem într-una, să nu se piardă limba noastră, pentru că aceasta este crezul nostru și crucea noastră care trebuie să o ducem până la capăt. Limba română pentru noi este viață și dacă o să o lăsăm în umbră, atunci ne pierdem ca popor, ne pierdem ca neam și nimic nu o să însemnăm în lumea asta. De atâta, eu mă bucur că s-a făcut sărbătoarea aceasta și că s-a adunat lumea și că îl cinstim pe Eminescu, care ne este ca o lumină călăuzitoare, care ne duce spre lumină, spre ceva mai sfânt, ca să nu uităm cine suntem și care e menirea noastră pe pământ. Societatea pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina, Mihai Eminescu, din regiunea Cernăuți, membru colectiv al Consiliului Național al Românilor din Ucraina, au organizat dezbaterea platforma Limba Română în Ucraina, trecut, prezent și viitor, cu scopul de a elabora soluții pe marginea situației dramatice din domeniul învățământului în limba maternă, strâmtorat de legislația ucraineană recentă. Cum ne menținem? Cum păstrăm limba? Ce ne rămâne în limba română? Că școlile disfac. Ne mai rămâne biserica, dar peste 30 de ani, când vor umbla la biserica acei care au studiat în limba ucraineană în școală, ce fel de preot vor cere? Român sau neromân? Este o problemă. Este o zi importantă și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt alături de dumneavoastră și de această comunitate românească pe care am ajuns să o iubesc, să o simt și să trăiesc alături de voi, pentru că știu că voi sunteți cei care depuneți cele mai mari eforturi pentru a o păstra. Limba română este bucuria noastră de a ne ruga în această limbă, de a trăi, de a simți, de a gândi, de a fi noi români. Și cred că lucrul acesta este foarte, foarte important. Mă leagă niște importanți ani ai vieții mele și mă bucur că mi-a fost hărăzit să fiu aici în acești ani ca să învăț de la voi foarte multe lucruri. Am învățat să fiu mai aproape de limbă, am învățat să fiu mai aproape de țară, cu un patriotism altfel decât l-am perceput acolo, în România, unde toate lucrurile mi se păreau că mi se cuvin. Mi se cuvin. Și cred că atunci când simți că nu o să le mai ai, le prețuiești mai mult. Și cred că limba română a dăinuit atâția ani și este o limbă foarte veche datorită acestui lucru.
că au existat oameni ca voi. În pofida dificultăților de sorginte legislativă, în pofida încercărilor prin care au trecut, românii din regiunea Cernăuți susțin că vor păstra în continuare limba română ca pe o icoană sfântă. Ori, după cum spunea Grigore Vieru, s-ar putea crede că întreaga natură a ostenit la zidirea limbii române. Limba română pentru mine înseamnă și pentru toată lumea, înseamnă o limbă comună care toată lumea vorbește limba asta. Limba asta noi am învățat-o de la părinții noștri, de la bunii noștri. Noi ne rugăm în limba română și copiii învață limba română, la biserică în limba română se spune. Și aș dori ca și în viitor ca să fie limba română, să nu fie altă limbă în Bucovina noastră, că noi suntem români și trebuie să vorbim românește. Este ceva interesant și frumos. Asta e limba mea maternă, limba patriei Emilia, în care trăiesc eu, cu toate că este pământul meu, dar sunt străin și sunt obligat să vorbesc în altă limbă. Toată familia mea, tot neamul meu, de când m-am ridicat eu și țin minte, au vorbit limba română. Că noi suntem aici în nordul Moldovii, la școală, când ne-am dus în anii 50, era sub regimul stalinist, rus. Nu ne-a obligat niciodată să vorbim în limba rusă. Nu au ne preda limba rusă, limba română, gramatica și cristomatea, atunci cum era, nu literatura. Și nu ne-a obligat niciodată. Câți ani am fost sub ocupația, sub regimul rus, nu ne-a pus să vorbim în limba rusă niciodată. Vrei, vorbește în limba ta. Și mai ales aici, Bucovina are multe naționalități sunt care locuiesc aici, din moș strămoș. Și nu îi obligă nimeni să vorbească în altele părți, să vorbească în altă limbă. Ei vorbesc în limba lor, pe dinși noi spune. Și acum, dacă ne mai ia și limba noastră, dar în primul rând, limba noastră română, eu așa spun, părerea mea, e ca un cântec de priveghitoare, să știu eu. Că chiar e frumoasă limba. Și dacă din 2023 nu mai ieși școala și introduce în școală numai limba ucraineană, atunci noi suntem pierduți, suntem cu țăt sub un jug nimai pomenit, o putere care ne apasă și ne îngroapă de viu. Asta eu așa înțeleg eu. Și așa cred. Dar cum n-ar fi, cum nu-mi schimb legea creștinească, așa nu vreau să schimb și limba mea română. Cu ce m-am născut, între aceea vreau să mor. Cu asta limbă și cu credința mea creștinească, ortodoxă. Suntem români din satul Mahala, vorbim această limbă. Copiii noștri, nepoții noștri, tot vorbesc această limbă. E o limbă pe care au vorbit părinții noștri, moșii noștri și mai departe. Noi vorbim această limbă pentru că este o limbă foarte frumoasă, melodioasă. Vorbim cu copiii, cu nepoții în această limbă. Limbă melodioasă, frumoasă, pe care și poeții au cântat-o, au spus-o. Limba noastră e o comoară din adâncuri înfundată, un șerac de piatră rară, pe moșie revărsată, pe moșia noastră, satului Mahala. Ne-am născut în acest sat, vorbind limba română. Am crescut cu dânsa. Studiile făcut în limba română. Da, toate studiile în limba română și în deosebi, așa o limbă de duioasă, de frumoasă, ne-am stăruit cât mai mult să le transmitem la copiii noștri, în timpul de față la nipoței.
care toți se stăruie și vorbesc și cântecele deja din casă care sună, ele sunt în limba română. E o limbă melodioasă, o limbă foarte, foarte frumoasă, cu un trecut foarte, foarte adânc. Tare suntem mândri că suntem români, suntem mândri că putem vorbi așa o limbă și putem transmite mai departe neostăruine cât om putem să o păstrăm, să o vorbim, să o transmitem la generațiile următoare. Eu sunt profesoară la școala din Ostrița, în care toate obiectele sunt duse în limba română. Ne bucurăm că avem așa o posibilitate a vorbi, a ne ruga, a cânta, a transmite. Chiar eu am patru nepoți, chiar am nora ucraineancă, dar nepoțelul cel mic, când îl iau în brațe, tot cânt și dansez în limba română. Mă gândesc că tot altoiesc o particică de român, viitorul român. Din munți cu piatre rare, din codri mari de brazi, din doine și balade, se întorc daci azi. Avem un graș și o țară, avem un falnic neam, Bogdan Mihai Corvine, un Cuza și un Ștefan. Avem un graș și o țară, avem un falnic neam, Bogdan Mihai Corvine, un Cuza și un Ștefan. Ne vin cu dor de țară, ne vin cu dor de neam, din doine și balade, plaie și lui Ștefan. Avem un grai și o țară, avem un falnic neam, Bogdan Mihai Corvine, un Cuza și un Ștefan. Avem un grai și o țară, avem un falnic neam, Bogdan Mihai Corvine, un Cuza și un Ștefan. La apus de soare, Ștefan cel Sfânt ne-a spus, vă las un grai și o țară, să țineți fruntea în sus. Avem un grai și o țară, avem un falnic neam, Bogdan Mihai Corvine, un Cuza și un Ștefan. Avem un grai și o țară, avem un falnic neam, Bogdan Mihai Corvine, un Cuza și un Ștefan. Din munți cu piatră rară, din codri mari de braz, din doine și balade, se întorc daci azi. Avem un grai și o țară, avem un falnic neam, Bogdan Mihai Corvine, un Cuza și un Ștefan. Avem un grai și o țară, avem un falnic neam, Bogdan Mihai Corvine, un Cuza și un Ștefan. Avem un grai și o țară, avem